Dacia. Cum vedeți întregul tablou din perspectiva unui om care conduce un spital care se ocupă foarte tare de zona asta pulmonară? Este o problemă extrem de serioasă pe care trebuie să o tratăm cu responsabilitate maximă și cu grijă extremă pentru personal, în primul rând. Sau, asta este prima mea grijă, pentru că un personal sănătos sau protejat va însemna pacient îngrijit. Aveți tot ce vă trebuie, doamna Mahler, pentru că am văzut reacții din alte spitale. Nu pot să spun că avem tot ce ne trebuie. Pot să spun că avem o parte și că materialele necesare în acest moment pentru a îngriji pacienții fără coronavirus le avem. Există dificultăți în a găsi furnizori care să ne ofere, să aibă pe stoc materiale și cantitățile pe care noi dorim să le cumpărăm. Facem achiziționarea în etape și în stocuri destul de mici față de ce ne-ar liniști pe noi ca și medici asistenți că vom avea ce să ne îmbrăcăm să putem intra în siguranță. Deci chestiunea care lipsește și care am văzut că lipsește și din alte spitale, doamna Mahler, sunt acele, printre altele, sunt acele costume speciale care pot să vă asigure, să vă dea sentimentul că sunteți în siguranță atunci când ieșiți din tură, ca să zic așa, atunci când lucrați practic cu pacienți cu coronavirus. Este vorba de, nu neapărat de costume, orice șorți sau halat care este impermeabil. Trebuie să fie dintr-un material impermeabil. Ce se găsește în acest moment sunt materiale extrem de fine, care nu oferă o protecție pentru pacientul infectat cu coronavirus. Sigur, ele sunt foarte bune pentru un pacient respirator, oferă protecție, dar aici vorbim de o protecție sporită datorită riscului crescut de transmitere. Bun, hai să explicăm puțin ce ați putut să înțelegeți până acum apropo de acest virus, despre care tot auzim că în forma lui mai complicată e un virus care apreciază, dacă e să spunem așa, ca să pară mai, trebuie să ne împrietenim un pic cu acest virus, să pare că îi place plămânul. Da, este organul cel mai afectat. Și dacă nu putem respira, practic nu putem trăi. Din informațiile care există în acest moment în literatura de specialitate, din fericire România încă nu a avut pacienți severi care să necesite asistență în terapie intensivă, se pare că plămânul este primul afectat pentru că există o agresiune inflamatorie extremă a organismului care are pattern sau se fixează în primul rând la nivelul plămânii. Astfel că săculeții care ar trebui să conțină aer se umplu cu un lichid care nu mai permite ca oxigenul să ajungă în săculeți, în alveole, și astfel ventilația nu mai este posibilă. La imaginea radiologică, așa cum probabil că mare parte din telespectatorii dumneavoastră și-au făcut o radiografie și au văzut că plămânii sunt negri, în momentul în care apare acest tip de infecție cu coronavirus, plămânii devin albi. Asta presupune că alveolele respective nu mai pot respira și acolo apare problema majoră, că omul se sufocă ca și cum ar fi... Da, e adevărat. Doar că trebuie să înțelegeți că această reacție a plămânului vine într-un context sistemic, pentru că nu doar plămânul suferă, suferă ficatul care produce această cantitate mare de substanțe care intervin în inflamație, inima care va suporta o presiune diferită pentru că pompează sânge într-un plămân bolnav, rinichiul care trebuie să elimine toxinele pe care le acumulăm, apar tulburări de coagulare și apare un sindrom complex care de foarte multe ori nu poate fi ținut sub control de către medici. Da, spuneți-mi, cum e posibil totuși ca în anumite cazuri de oameni tineri, înțeleg că e o diferență între oamenii tineri și oamenii mai în vârstă, dar am văzut situații la 40 și am urmărit o declarație în această dimineață pe un post de televiziune al unei italiene de 49 de ani care explica colapsul pulmonar pe care a trebuit, slavă cerului, depășise momentul, dar a existat un T0 pe care nimeni nu l-a anticipat. De ce? Cum alege virusul ăsta? Că aici e cumva
sentimentul de nesiguranță pe care eu îl resimt. Le simți cu toții, să știți, și dacă suntem medici și dacă nu suntem medici, cu toți simți. Pentru că vorbim de un organism al nostru pe care nu-l cunoaștem. Avem doar senzația că suntem stăpâni pe corpul nostru, dar nu știm cum va reacționa sistemul imunitar al fiecăruia. Nu există un algoritm în acest moment de diagnostic și v-am auzit puțin mai devreme vorbind de vitamina C. Ce vreau să precizez este că orice produs adjuvant, pentru că vitamina C este un adjuvant, este util dacă este consumat cu moderație. Se recomandă până la un gram pe zi. Este un antioxidant. Nu avem de ce să aruncăm la coș vitamina C, cum nu avem de ce să aruncăm niciun produs adjuvant și nici vitamine, nici minerale. Ele sunt dar poate doamna Mahler să, cum să spun eu, această vitamina C pe care o luăm chiar și în varianta de un gram pe zi, în situația în care ne infectăm cu COVID-19, să ne aducă mai degrabă dezavantaje, adică un sistem imunitar foarte sus, foarte puternic? Deci, vitamina C este o vitamină hidrosolubilă. Ea își face treaba în momentul în care o înghițim pentru câteva ore, după care este eliminată. Nu putem spune nici că vindecă, nici că ar putea să facă rău, decât dacă este administrată în cantități foarte mari. Însă, cu siguranță, ajută anumite reacții celulare, metabolice, care pot să fie, într-o oarecare măsură, influențate de prezența vitaminei C.